glumind, v-aș întreba, dar țânțarii ăștia la ce sunt buni? De ce domnule Ruicănescu i-a mai luat noie și pe țânțarii ăștia? N-a putut să-i lase acolo? I-a mai luat în corabie? Mi-a spus o întrebare bună și mi-a spus o minge la fileu. Eu am pus această întrebare pe un grup pe Facebook cu cum îi zice, Q&R. Întrebări și răspunsuri, da, o să Și am zis așa, dacă acum suntem pe cale de a terraforma planeta Marte și de a ne duce o parte din omenire să ne mutăm acolo și să o facem să fie ca Pământul. Când ar trebui să creăm o arca lui Noe spațială, am luat cu noi și dăunătorii? Și, din fericire, răspunsul majorității a fost da. Pentru că, da, acești țânțari ne fac nouă foarte mult rău, dar ei au un rol în ecosistem. Noi trebuie să ne gândim că de-a lungul evoluției, ceea ce nu a trebuit să rămână, nu a rămas. Ceea ce a rămas înseamnă că are un rol. Noi nu putem și nu avem, cumva, avem datoria morală să nu ne erijăm în judecători și să spunem asta trebuie să trăiască, asta nu mai trebuie să trăiască. Nu avem acest drept, pentru că planeta nu ne aparține. Noi suntem și noi niște colocuitori ai planetei. Da, bineînțeles, putem să reducem populațiile, putem să omorâm, să nu ne ajungă chiar să ne deranjeze în oraș, dar nu avem voie să exterminăm o specie, nici măcar un țânțar. În ultimii 2 ani, bucureștenii au suferit rău de tot din cauza țânțarilor și special din cauza celui țânțar tigru, nu mai pot sta în parc. Sigur, și primarii noștri s-au ocupat cum s-au ocupat de stropici și așa mai departe. Vedem și o avalanșă a căpușelor, lucruri de care nu știam acum 5 sau 10 ani. Cum se întâmplă lucrurile astea? Cum ajung căpușele în parcurile din oraș, cât să provoace rău și înțepături? De ce avem atât de mulți țânțari în ultima perioadă? Căpușele sunt un fenomen logic. Lumea are mașini. Înainte nu avea. Toată lumea acum are mașini. Și toată lumea are căței. Se duc cu căței cu mașina la iarbă verde. Se duc în pădurea Snagov, se duc în pădurea Băneasa, se duc cine știe pe unde, cu căței. Căței adună căpușele de acolo și le aduc în oraș. E foarte simplu. Înainte nu erau căpușe pentru că nu erau atâtea mașini și nu erau atâția căței pe care oamenii să ia cu ei la iarbă verde. Cu țânțarii, țânțarii erau din totdeauna. Numai că între timp a apărut știrea. Țânțarul tigru, Aedes albopictus, este din genul Aedes. Țânțarii din genul Aedes, majoritatea au o culoare întunecată, cu picățele mai deschise, chiar albe, dar nu toți sunt țânțari tigru. Dar toți au același obicei, atacă și în timpul zilei, chiar și în arșița soarelui. Eu mi-aduc aminte, am copilărit în Drobeta, Turnul Severin, din totdeauna mă înțepau țânțarii în oraș, acasă. Nu văd o mai mare aglomerare de țânțari acum față de anii 70-80. Numai că atunci era ceva firesc, acum se vorbește la televizor și toată lumea deja... Cumva avem senzația că am crescut într-un mediu aseptic. Eu, acum bine, locuiesc în Cluj, aici încă n-a ajuns, eu încă nu am văzut țânțar tigru și chiar îmi doresc să nu văd. E și mai rece la dumneavoastră, dar vă asigurăm că în București sunt, din păcate, prea mulți. Nu e problemă de dacă, e problemă de când. Dar în satul mare, am fost în zona satul mare, era atât de plin de țânțari încât în fiecare secundă eram mușcat de 10-20 și asta folosind repelenți, folosind autan, care autan m-a ajutat chiar și în delta. Delta nici nu mai este așa de plină de țânțari, cum se zice, dar a rămas mai mult în folclor. Ce țânțărime am văzut în zona satul mare, în toți anii din Delta nu am văzut așa ceva.
vorbeam despre polenizare, iată, vorbim despre urbanism, cultivăm niște copaci, mai distrugem niște parcuri sau mai creăm altele. Și la nivel guvernamental, de politici agricole, vreau să vă întreb, se ține legătură de munca, se ține cont de munca dumneavoastră? E cineva de la guvern care vine și vă întreabă, mai ce faceți voi cercetătorii ăștia? Cine spuneți și nouă că trebuie să facem și să procedăm cu insectele astea? Din păcate, nu. Și am să vă dau un exemplu. A fost acum 2 ani, în Secuime, în zona Harghita Slokovasta, o invazie a unui cosaș, care nu făcea absolut nimic rău acolo, doar că erau peste tot, se întâmplă ani de invazie, care se reglează singuri. Se întâmplă peste tot, urcau pe garduri, pe pomi, pe jos, dar faptul că existau și că erau mari și insecte cu multe picioare, aspectul care este educat, eu nu pot să spun că există insecte urâte pe lumea asta, dar sunt printre puțini. Și am colegi care sunt etnici maghiari și s-au dus acolo și au insistat să nu se folosească insecticide, nu i-a luat nimeni în seamă. Pur și simplu, insecticidele le-au mai pus și ele în pericol sănătatea oamenilor, a copiilor, după ce că și așa este o poluare foarte puternică de la gazele de eșapament de la mașini. Deci nu se ține seama. Și mă tot gândeam, zic, oare autoritatea, că ea, autoritatea le știe pe toate, la specialiștii ăștia nu vin decât să aducă, să ne încurce. Oare autoritatea, când se îmbolnăvește, îi spune chirurgului cum să-l opereze? Mi-am tot pus această întrebare după ce am văzut am aflat de acest incident cu Cosa și chiar cumva îi spune doctorului ce medicamente să-i dea și chirurgului cum să-l opereze. Mi-ați povestit în discuțiile noastre anterioare și ar fi bine să ne mai povestiți o dată despre gândacul de bălegar și acel exemplu cu Australia care subliniază, chiar și cu România, care subliniază încă o dată ce rău e când nu asculți de specialiști și nu există o consultare reciprocă între factorii de decizie și cercetare. Deci, circuitul substanțelor în natură. Noi știm că balega de vite, de cai, de oi, de capre este un îngrășământ. Dar ea, ca să devină îngrășământ, ea trebuie să fie descompusă de bacterii. Și ca să fie descompusă de bacterii, trebuie să ajungă în sol. Balega de vită, dacă nu ajunge în sol, ea este uscată și se mineralizează, se formează ca o crustă, iar pajiștea, pășunea, nu va mai se va degrada în timp. Asta s-a întâmplat în Australia când au fost importate vite. Gândacii coprofagi de acolo erau obișnuiți cu dejecțiile animalelor de acolo, ale marsupialelor, dar nici într-un caz cu dejecțiile de vită. Dejecțiile de vită rămâneau neprocesate. Și în câțiva ani, suprafața pajiștilor folosite ca pășune se deteriorează și atunci au început și acum se caută să se importe anumite specii de gândaci de bălegar din Europa și America, dar aceștia trebuie să aibă anumite dimensiuni, să poată fi ușor exterminați dacă devin invazivi și așa. Deci există niște studii enorme care se cheltuie milioane de dolari pe aceste studii. Iar în ce se întâmplă acum, inclusiv în Europa, datorită medicamentelor care se dau antihelmintice, adică împotriva viermilor paraziți care apar la cai și la vite, îți dau aceste medicamente și aceste medicamente rămân în dejecțiile animalelor și sunt toxice și pentru gândacii de bălegar. Și s-ar putea în următorii ani să avem exact aceeași problemă pe care o au australienii. Să ne trezim că balega nu mai este procesată și că va trebui
Poate ca și acele fetițe din China care polenizează pomii, va trebui să cheltuim alți bani pe mașini agricole care să încorporeze balega asta în sol, pentru că dacii care o făceau natural nu o să mai existe.